Și în viața de căsnicie se întâmplă adeseori așa. E o neîncetată luptă între lumină și întuneric. Cei doi trebuie să lupte, să nu fie seară în care lumina să se piardă și întunericul să cuprindă familia și starea lor, ci să fie totdeauna dimineață, lumina să crească și întunericul să fie copleșit și biruit de lumină. În cartea Exodului, când s-a făcut primul templu, echivotul legământului erau doi îngeri. Moise a făcut doi îngeri, unul cu fața spre celălalt. În al doilea templu, Solomon a făcut doi îngeri, însă cu fețele depărtate. Unul într-o parte și celălalt în altă parte. În cartea 2 Cronici, capitolul 3, versetul 13, veți afla acest lucru. În Exod 25-20, îngerii stau față către față. În 2 Cronici 3-13, îngerii stau depărtați. Ce înseamnă aceasta? De ce în prima parte Moise a făcut îngerii unul cu fața spre celălalt, s-a zis? Pentru că atunci inima poporului era îndreptată spre Dumnezeu. Pentru că atunci frații se priveau față către față. Pentru că atunci Dumnezeu și poporul său se privea cu drag unul pe celălalt. De ce în zilele lui Solomon îngerii au fost întorși cu fețele unul din spre celălalt? Pentru că inima poporului se îndepărta cu Dumnezeu. Dacă în viața noastră, în familia noastră, acolo unde este Sfânta Sfintelor, în chivotul dragostei noastre, noi avem unul spre celălalt îndreptate fețele noastre. Privim cu dragoste unul la celălalt, Dumnezeu ne binecuvintează și harul Său este totdeauna prezent în mijlocul nostru. Bucuria este totdeauna caldă, petrecerea este totdeauna dulce, privirea este totdeauna frumoasă. Când însă inimile noastre se depărtează una de cealaltă, când inimile noastre se îndepărtează de Dumnezeu, atunci îngerii își întorc fețe, privesc în altă parte, pentru că noi nu ne mai putem privi unul pe celălalt, pentru că noi nu mai putem privi în față pe Domnul și noi ne ascundem fața de privirile Lui. Ce stare tristă este atunci când noi nu ne mai putem privi fața unii altora cu dragoste. Ori în familiile noastre, ori în adunările noastre, ori în viața noastră de fiecare zi. Atunci îngerii Domnului și întorc fețele dintre noi. Și atunci urmează tristețe, întuneric, apăsare, durere, moarte, pierzare. Dragii noștri, frați și surori, fiecare prilej de acesta să ne facă să ne întoarcem fețele dintre alții, să ne întoarcem fețele spre Domnul și fiecare bucurie, fiecare rugăciune, fiecare citire a Cuvântului Dumnezeu, fiecare clipă petrecută în ascultarea aceasta, să ne facă pe noi să ne îndreptăm mai cu dragoste fețele spre Dumnezeu și El se va îndrepta spre noi. Și mai cu dragoste fețele spre cei din mijlocul nostru, din lângă noi și mai ales în familia noastră. Nu vă depărtați niciodată fața unii de către ceilalți, chiar dacă vin tristări, chiar dacă vin necazuri și tulburări, pentru că diavolul aceasta caută să o facă totdeauna. Dincolo de orice încercare și de orice întristare și de orice amărăciune care v-ați fi făcut-o unii altora, cei doi, când vă întâlniți seara, îndreptați-vă fețele unul spre celălalt. Dacă toată ziua n-ați putut vorbi unul cu celălalt, seara să n-apună niciodată soarele, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, peste mânia căsniciei voastre. Întoarceți-vă fața unul spre celălalt. Priviți-vă cu drag și veți vedea cum vor izvorâi lacrimile iubirii din nou în foc. Și veți vedea cum Domnul își va întoarce cu bucurie fața, iarăși peste casa voastră, peste familia voastră,
este starea voastră sufletească. Niciodată îngerii din Sfânta Sfintilor, din părtășia intimă și dulce dintre cei doi soți, să nu-și întoarcă fața unul dinspre celălalt. Căutați ca îngerii căsniciei să privească totdeauna cu bucurie, să-și privească unul cu bucurie fața celuilalt. Atunci, fetele vor străluci, viața va fi binecuvântată, familia va fi binecuvântată, copiii voștri vor fi binecuvântați. Atunci, această bucurie vă vor apleca genunchii și eu vor întinde brațele spre îmbrățișare și spre sărutul iertării și bucuriei în care coboară totdeauna binecuvântarea lui Dumnezeu. Ne bucurăm că în această seară, cu acest prilej, Dumnezeu ne-a dat bucuria aceasta minunată să ne vedem fețele unii spre alții. Am dorit ca fața noastră să fie totdeauna spre fața preților. Chiar dacă au fost între noi distanțe și depărtări și piedici, sufletele noastre am dorit să ne îndreptăm unii spre alții și prin ceața depărtărilor și prin ceața lacrimilor ne-am privit cu dragoste. Și când ne vedem, totdeauna, sufletele noastre sunt fervinte, stările noastre sunt fericite, bucuriile noastre sunt mari. Nu v-am uitat, niciodată. Rugăciunea noastră, am dorit să vă caute totdeauna fervinte, curată. Și am simțit că la fel am primit și noi, din partea tuturor celor care ne-au cunoscut sau nu ne-au cunoscut trupește, dar sufletește ne-am simțit legat prin credință și prin iubire, prin Duhul lui Dumnezeu, într-o părtășie nezdruncinată și nemai despărțită de nimeni. Așa am dorit să rămânem până la sfârșit, că ce-a unit Dumnezeu să nu poată și nici să nu poată despărți nimic și nimeni niciodată. Când cu toții vom fi așa, o inimă și un gând, Dumnezeu ne va binecuvânta totdeauna și fața Lui va fi totdeauna binevoitoare peste noi, peste țara noastră, peste familia noastră, peste adunarea noastră, peste părtășia noastră. Atunci Dumnezeu va binecuvânta orice lucru, orice gând, orice pas, orice rugăciune, orice muncă și vom fi binecuvântați și la plecare și la venire. Și când vom fi departe, trupește unii de alții și când vom fi aproape, părtășia noastră va fi la fel, neîmpiedicată de nimic, pentru că fețele noastre vor fi totdeauna una spre cealaltă. Noi cu acest prilej mulțumim lui Dumnezeu din toată inima pentru bucuria aceasta nespus de mare și scumpă pe care ne-a dat-o. Îi încredințăm pe iubiții noștri în paza și sub ocrotirea lui Dumnezeu, în slujba căruia din copilăria lor au intrat. Împăratul și Stăpânul cel veșnic se binecuvinteze astăzi. El care este aici în mijlocul nostru, să-i binecuvinteze cu tot felul de binecuvântări, cerești și pământești, trupești și sufletești, prezente și viitoare. Pe ei și pe cei care li va mai dărui Dumnezeu, trupești și sufletești. Dumnezeu a zis că nu-i bine cu să fie omul singur. Și de aceea i-a pregătit o familie. Cei care n-au familii trupești pot să aibă familii sufletești. Cei care n-au copii trupești pot să aibă copii sufletești. Copiii sufletești sunt mult mai de preț și mult mai frumoși de cele mai multe ori decât copiii trupești. Copiii trupești nu ne ascultă totdeauna, nu ne iubesc totdeauna, nu îi avem totdeauna, dar copiii sufletești, dacă sunt cu adevărat binecuvântați de Dumnezeu, vor fi o generație care vor crește permanent alte și alte suflete binefăcătoare și binecuvântate de Dumnezeu. Copiii sufletești, tot putem avea,
dați-vă silința să nu rămâneți singuri, să nu mergeți în fața lui Dumnezeu singuri, să nu trăiți pe pământul acesta singuri. Străduiți-vă să aveți o familie sufletească care să fie binecuvântată și care să fie mereu cu fața spre Dumnezeu, dar atunci și fața lui Dumnezeu va fi mereu spre noi. Să fim și noi unii spre alții, neîncetat, unul cu fața spre celălalt, pentru că atunci Dumnezeu binecuvintează pe toți și toți sunt fericiți. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această nuntă. E și pentru satul acesta, și pentru părțile acestea, și pentru foarte mulți dintre cei care au luat parte, poate că pentru prima dată la o astfel de nuntă. Ce trist însă, dar aceste nunți